Pentru că anul acesta, 1 iunie, ziua copilului, a coincis cu sărbătoarea Sfintei Trăimi, zi națională liberă, la Berchișești, copiii au fost sărbătoriți pe 2 iunie. Cu această ocazie, în localitate, au avut loc mai multe evenimente. Primul dintre ele este un concurs de cross care a ajuns la noua ediție. La startul competiției din acest an s-au aliniat numeroși copii pe 3 categorii de vârstă. Fiecare participant a primit din partea primăriei Berchișești câte o diplomă, iar cei mai buni dintre ei au luat și medalii în cadrul unei ceremonii fastuoase de premiere care a avut loc la școala din localitate. Acolo, copiii au avut la dispoziție un tobogan unde s-au putut juca gratuit și s-au întrecut în desene pe asfalt. E o lume minunată în care veți găsi numai copii. O lume cu mult soare și mii de jucării. În lumea cu povești și flori veți întâlni numai copii. Și-o lume a inocenței, păstrați-o orice-ar fi pentru copii. Toți beneficiați de faptul că vă puteți juca pe toboganul de afară gratuit. Este o sponsorizare venită din partea localnicilor din Berchișești. Iar ei, prin mine, vă urează tuturor la mulți ani, vă urează să aveți succes la examenul de capacitate, vă dorim toți împreună să ajungeți oameni de valoare ai Berchișeștiului, pentru că, așa cum vă spun de fiecare dată, voi sunteți cinstea noastră și voi sunteți viitorul acestei comunități. Aș vrea să vă rog să nu vă fie niciodată rușine de faptul că veți spune, eu m-am născut în Berchișești, să nu vă fie niciodată rușine când veți spune, eu mă întorc la părinții și la bunicii mei în Berchișești. Să aveți o zi minunată! Apoi a avut loc dialogul artelor, o manifestare culturală ce a adus la școala din localitate oameni de cultură de seamă din județul Suceava. La mulți ani de ziua copiilor, de ziua copilului, noi cei din Centrul Cultural Bucovina nu ne dorim altceva decât să vă fim aproape. Între invitați s-au numărat poetul Constantin Hrehor, care le-a vorbit copiilor despre literatură, caricaturistul Mihai Pânzaru Pim, care a vorbit pe tema artelor plastice, etnograful Mihai Camilar, care a evocat personalitatea poetului Procopie Jitariu, profesorul Constantin Irimia cu taraful tradițional și artistul Victor Rusu cu expoziția fotografică Jazz Photo. Cred că ar putea foarte bine de pe poziția lui de șef de atelier. Șef de atelier creație la Centrul Cultural Bucovina să lanseze o provocare tuturor elevilor, așa cum vă spunea el, toți puteți fotografia, să vă trimitem la nivelul școlilor un regulament, la nivelul primăriilor și să-l analizeze lumea sau să înscrie. Deci nu participă de cel care, decât acela care se înscrie într-un domeniu. Profesorul Constantin Irimia și învățătoarea Doina Petrioaie le-au cântat copiilor câteva piese de folclor autentic, după care i-a invitat și pe aceștia să cânte împreună cu ei. La final, în curtea școlii, a avut loc o discotecă în aer liber. Evenimentul a fost organizat de către primăria Berchișești, în parteneriat cu Centrul Cultural Bucovina.